Autoritățile s-au faultat singure în ceea ce privește refacerea Filarmonicii Moldova din Iași. După 7 ani de tergiversări în care ar fi trebuit să înceapă lucrările de reabilitare a imobilului de patrimoniu, Universitatea de Arte George Ionescu trebuie să schimbe linia de finanțare pentru a obține fonduri europene. Reprezentanții institutului susțin că nu știu cât va costa refacerea documentației, motiv pentru care viitorul clădirii rămâne incert. Dacă până la finalul anului nu va fi găsită o sursă de finanțare, Episcopia Romano-Catolică din Iași are dreptul de a rezilia contractul de concesiune. În urmă cu câteva minute s-a mai încheiat o repetiție a Orchestrei Filarmonicii din Iași. Experții de stat în construcții spun că seismele au afectat grav infrastructura imobilului, însă în lipsa unei alte soluții, artiștii repetă aici prin asumarea propriei răspunderi în aceeași sală de concerte. Tot din cauza structurii șubrezite, sala de concerte a fost închisă publicului încă de acum 3 ani. Soluția găsită de conducerea Universității de Arte a fost accesarea de fonduri europene. Însă după publicarea ghidului solicitantului, reprezentanții Institutului de Artă au aflat că axa de finanțare 10, pentru care pregătiseră documentația, nu poate aloca bani și pentru consolidarea clădirilor. Astfel că documentația în valoare de 100.000 de lei trebuie refăcută pentru o altă linie de finanțare, 3.1, privind reabilitarea termică a clădirilor. Șansele sunt mai mari datorită faptului că plafonul general al proiectului este mult mai mare și plafonul pe proiect este mai mare. Noi ne încadram pe proiect și în axa 10, dar nu eram eligibili pe condiții de consolidare. În decembrie anul trecut, Episcopia Romano-Catolică a revizuit termenii contractului de concesiune, încheiat în 2008, pe 31 de ani, cu Universitatea de Arte George Ionescu. Astfel, institutul trebuie să găsească sursele de finanțare în cel mult un an de la semnarea actelor adiționale, iar în termen de 5 ani sunt obligați să finalizeze consolidarea Filarmonicii. Dacă se demarează programele astea operaționale, din care facem noi parte, și mă duc și arăt episcopului, domnule, că am obținut fondurile așa, finanțare, atunci mergem cu decalarea cu 5 ani. Deocamdată așteptăm să vedem ce se întâmplă cu finanțarea aceasta, cu accesarea fondurilor de la Uniunea Europeană și apoi vedem din nou ce e de făcut. Practic, pe maxa aceea 5.1 era scoasă universitatea și, în schimb, aveau acces bisericile la obținerea de fonduri, dar interveneau probleme în sensul că există un contract în care universitatea a preluat filarmonica. Potrivit expertizelor tehnice de până acum, pentru consolidarea și reabilitarea clădirii ar fi avut nevoie de 6 milioane de euro. Toate acestea înseamnă însă bani despre care reprezentanții Universității de Arte spun că deocamdată nu există și înseamnă alți câțiva ani de așteptare pentru începerea lucrărilor. Timp pe care casa construită de visiernicul Alecu Balș în jurul anilor 1815 și în care au concertat Franz Liszt și George Enescu nu îl mai are.